Iată. Iată, a venit momentul. Unde suntem? La Muzeul Zambaccian. Da. De ani de zile eu, ca dramaturg contemporan român, încerc să-mi disimulez în cultura. Ilona a hotărât să dăm cărțile pe față și iată-ne la muzeu. Da. Dar așteptăm un pic să ne strângem puțin mai mulți ca să vă spunem, să vă dăm mai multe detalii despre ce o să vedeți astăzi și despre... Sunt foarte multe lucruri interesante pe care vrem să vi le spunem, povești de ale noastre inclusiv. Eu recunosc că n-am fost, mi-am făcut temele pentru muzeu, dar n-am fost niciodată aici. Am citit despre asta. O să vedeți că există varianta și riscul să mai spun și prostii. Ne bazăm pe asta și la mine și la tine. Suntem deja 400 de oameni, vă salutăm pe toți, bună, bună. O să vă dăm informații și despre ce premii puteți să câștigați în live-ul ăsta, pentru că sunt 3 premii, da? Dar adevărul e că premiul cel mai important este faptul că veți vedea un loc care, în mod sigur, o să vedeți o bucățică acum, că o să, cât o să țină? 20-30 de minute? Da, cam așa. Habanam. Ori ăsta, din ce am înțeles, este un muzeu în care poți să-ți petreci o zi întreagă. Premiul, cred eu că ăsta va fi adevăratul premiu, că veți afla de acest lucru. Dar trăim în concret și premiile, zi de ele. Premiile sunt un telefon de la Samsung, da? S23, un smartwatch tot de la Samsung și căști. Tot de la Samsung. Deci aveți premii pentru toate gusturile, ca să zic așa. Poate aveți telefon și vă trebuie căști, dar trebuie să fiți foarte atenți la ce o să vă prezentăm noi, pentru că o să fie detalii din ceea ce o să vedeți astăzi. Deci întrebările vor fi întrebări și cu schepsis. Cred că premiul va lua cine va răspunde primul sau care e? Da. Care e cine va răspunde primul? Noi o să punem întrebările la final după ce vă facem turul. Suntem... Deci ca impostura să atingă costul maxim, noi vom pune întrebări ca și când suntem cine știe ce profesoare. Nu, suntem exact în situația voastră, dar fiind aici direct la sursă o să fim foarte atente. De asta e ideea cu acest 5G+, că voi vă veți simți ca și când sunteți cu noi. A fost bună reclama asta? Da, foarte bună, Lioară, foarte bună. O să-i predăm telefonul ca să putem să intrăm în tur și să vedeți. Ne-a întrebat cineva la ce muzeu suntem. Suntem la Muzeul Zambaccian, așa cum am menționat și mai devreme, dar probabil mulți dintre voi nu intraseră încă pe live. Așa că o să-i predăm lui telefonul și o să începem binișor, așa, încetișor, turul nostru virtual. Bună dimineața! Piatră în gură și intrăm. Doamne ajută, Lioară, dacă zic ceva prostie, ești aici cu mine. Și tu la fel cu mine, că eu voi zice sigur că... Tu nu, tu mai puțin, că tu ești mai deșteaptă, să fim serioși. Ilonaș, hai! Ce gafă crezi că aș putea eu să fac cel mai rău? Tu ai putea să întrebi cât costă o pictură, că ai cardul la tine. Cam asta ai putea asta, să... nu? Da, cam asta. Ok, deci ne ferim de treaba asta, deși nu bag mâna în foc că nu o să întreb. Depinde, dacă e ceva ce îmi place foarte mult, vă spun de pe acum că... Licitez. Da. Eu sunt obișnuită cu licitațiile, merg des la licitații, sunt pregătită, ca să zic așa. Hai, intrăm? Să ne aruncăm în gafă după gafă. Hai. Să sperăm că o să fie bine. Avem un internet super, super mișto, de mare viteză, care o să vă arate cu fidelitate tot ceea ce urmează să vedeți. Este un net 5G+, și este de o mare, mare viteză și de o mare acuratețe, ca să știți de la noi, da? Așa că altfel nu puteam să facem asta. Fiți atenți la ce spunem, pentru că vor fi premii. Hai, îi dăm? Hai. Robert, îți înmânăm telefonul. Să ne filmezi ca să poată oamenii să vadă mai bine minunăția asta, act artistic. Gata. Și să ne mai citești și nouă din comentarii. Ne-am îmbrăcat frumos, suntem elegante, nu m-am făcut de rușine, cum v-am spus ieri pe story, că cât am putut noi de elegante. Cam atât am putut. Să nu intru în casă la domnul Zambaccian așa oricum. Pentru că este casă de om. Aici unde intrăm este casa în care a locuit acest domn Zambaccian, despre care vom da detalii de-a lungul acestui tur. Și trebuie să mai spunem că această casă s-a transformat nu în muzeu, că a fost donată cu toate lucrările din ea. De fapt, e o casă care a fost construită pentru aceste lucrări. Domnul Zambaccian a vrut să doneze prima dată întreaga colecție în 44 și a pus ca singură condiție, aici sunt lucrări de o valoare inestimabilă, a pus ca singură condiție ca statul să construiască o casă în care aceste lucrări să fie expuse. Și statul nostru, coerent, adică nu de azi, de ieri este așa, ci de mult, a spus că nu își poate permite.
Și atunci domnul Zambaccean n-a mai donat. Dar în 57, cred, o să ne corecteze Monica, pe care o să o cunoașteți, a donat statului întreaga colecție, doar că între timp el însuși a construit o casă special pentru aceste lucrări, în care a și locuit cu familia lui. Aici mânca, aici dormea, aici se uita la tablou. Hai, hai, Ioară, hai, ștergeți-te pe picioare, că nu intrăm așa în casă la, la om. Da. Că el a fost un om bun, cum ai zis tu. Iată cine ne așteaptă. Bine ați venit la Muzeul Zambaccean. Bună. Și vă invit la o vizită cât mai plăcută. O secundă doar, da. Să afle, cum le zicem, urmăritorii. Urmăritori, da. Cine ești? Ea este Monica. Bună, și este o extraterestră, în sensul că e un om care are ca ce se, obsesie cititul și care știe tot despre tot aici și multe alte lucruri, dar e extraterestră, nu-i din zilele noastre, nu-i din timpurile noastre. Dăm voie să te corectez, știu aproape totul, niciodată nu putem ști totul despre un subiect anume și mai te corectez încă o dată, și anume în 47 face prima donație Zambaccean, în 57 este a doua rundă de donații și abia în 62 la moartea sa se încheie donația cu segmentul de artă franceză. Deci am început bine. Nu, mie mi se pare că am reținut enorm, am greșit doar câteva, eu an de zile nu mi-am ținut minte ziua de naștere. Eu sunt okay. Mulțumită că am reținut că asta era casa lui și atâta, deci eu sunt mulțumită și așa. Și că eu fac un efort supraomenesc, că știu și din tablouri, o să vedeți. Am zis tablouri. Lucrări. Nu vom pronunța cuvântul tablou, vom pronunța cuvântul lucrări. Lucrări de artă sau picturi, am aflat asta ieri. Ceea ce e ceva foarte frumos, nici n-am știut asta. Ce mai voiam să spun, un lucru foarte interesant, care spune enorm despre vremurile pe care le trăim și despre meritocrație și despre scara de valori. Monica, cu greu a acceptat să apară în acest început, ca să nu pară o fantomă a familiei Zambaccean care vorbește cu noi, și ne-a mărturisit că nu îi place să apară, că are un stres uriaș în fața camerei. Asta spune foarte mult despre vremurile pe care le trăim. Cei care nu au conținut, produc content. Cei care au un univers senzațional și povești unde mai putea să-i asculți la nesfârșit, nu vor să apară. De asta trăim ce trăim și hai să mergem. Hai. Și asta este strategia voastră de a mă flata înainte să începem turul, așa? Am spus reverența pe care tot facem. Măi, Ioara, dar tu observi că noi de când am intrat aici suntem, vorbim așa într-un stil din ăsta, suntem mult mai elegante, așa, vorbim frumos, am luat un pic din vorbirea Monica, suntem un pic mai așa, elegante puțin, eu mi-am pus și cămășuță. Monica, mulțumim. Cu inima la vedere? Cu inima la vedere, da. Vreți să spun că vă stimulez? Da, sigur că da. Și e un exercițiu foarte bun pentru noi. Mi-am propus chiar cu Lia să mergem să vedem mult mai multe muzee după experiența asta. Adică o să ne facem așa, un tabiet. Am zis că o să... Nu? N-am zis da, am zis că asta o să facem. Evident cu restaurant după, ca să ne dregem. Dar... Ilona, și vorbim de 10 minute și n-am arătat acasă, n-am arătat nimic. Deci hai, acum am intrat la om în casă. Da. Asta ar fi sufragerie. Living-ul, ce ar fi? Camera cea mai mare. Dar o să o luăm cum? Cum vrei? Puteți să le spunem oamenilor că în afară de picturi, în afară de lucrări de artă, iată, aici în casă găsim și obiecte de mobilier. Nu zic bine, obiecte de mobilier, care grafică. Care sunt piese rare, obiectele de mobilier. Și înțeleg că și niște sculpturi, da, niște sculpturi semnate de sculptori celebri, Corneliu Mevrea, Dimitrie Paciurea și Constantin Brâncuș. Ia, le vom vedea și pe acelea? Acesta este, să spunem, living room-ul, da? Da, sala de primire. Sala de primire, unde domnul, să zicem, își primea, nu? Invitații. Când o zi pe săptămână, această casă era deschisă vizitatorilor. Inițial, apartamentul lui Zambaccean, în strada Vasile Lascăr, era deschis o zi pe săptămână vizitatorilor și apoi și muzeul a fost deschis câteva zile pe săptămână inițial și după aceea întreaga săptămână, după moartea Vai, Monica, dar ce idee mi-ai dat, că uite, acum mă gândeam să deschid și eu la mine acasă o dată pe săptămână, fiindcă merită să vedeți ce canapeluță frumoasă am, ce pernuțe frumoase. Așa frumos ar fi să deschizi măcar o dată, că n-a văzut nimeni unde te-ai mutat și așa, deci poate să fie o casă. Să deschizi măcar pentru prieteni. Da. Hai să mergem în birou. Domnului Zambaccean, da. Care o să vedeți că are foarte multe asemănări cu biroul meu. Dar asta este...
Bună ziua tuturor! Bună ziua! Aici avem foarte multe lucrări semnate de pictorul Teodor Palati. Pentru că știm că ei au avut o relație de prietenie. De prietenie care s-a întins pe 20 de ani. Ia o ziua! Și înțeleg că relațiile de prietenie pe vremea aia nu erau ca la noi, că prietenii ne spun să invităm la teatru, să nu-și mai cumpere bilet. Domnul Zambacian scotea bani din buzunar pentru prieteni. Adică le cumpăra lucrările la... La prețul pe care lucrările le meritau. Da, adică nu în aia constă prietenia că îi făcea o reducere domnul Paradis. Nu. De altfel, Zambacian ținea foarte mult la prețul lucrărilor. Dorea ca lucrările să se ridice la un preț cât mai mare și era de părere că atât valorează, de fapt, lucrarea. Deci nu negocia. Cât se cerea, nu negocia, pentru că atât considera că e prețul real. Exact. Și asta înseamnă un respect foarte mare pentru artiști și faptul că acest respect s-a transformat și într-o prietenie de 20 de ani, spune multe, că și mie îmi place să mă împrietenesc cu actorii cei mai talentați. Adică și eu o să-ți fac la fel, o să-ți expun, stai liniștit, am tot planul făcut. O să ai și tu așa o cameră frumoasă, făcută, dar o să-ți arăt mai târziu cum o să-ți aranjezi. Cu cameră. Ne spui un pic ce avem aici, Monica? După cum am spus, lucrările de pe pereți sunt semnate de pictorul Teodor Palati, prietenul Zambacian, și odată cu deschiderea muzeului, Palati avea obiceiul de a-l vizita pe Zambacian periodic și de a-și servi cafeaua cu precădere în această încăpere, pentru că avea astfel ocazia de a-și admira propriile opere pe pereți. Deci aici, la măsuța asta, e domnul își bea cafeaua. Nu chiar la măsuța asta, nu exact la măsuța asta, era o măsuță călugărească de secolul XVIII. Aha, ok. Dar ce asemănăm găsesc aici, că totuși vorbim aici de mari artiști, da? Ceea ce eu sunt, și amator contemporan, sper că avem urmăritori cu simțul umorului și realizează autoironia. Și eu mă duc la toate spectacolele mele pentru că vreau să le revăd, dar și pentru că actorii le strică. Dacă nu te duci, te trezești că îți modifică spectacolul. Dar așa venea și acest om să-și vadă tablourile. Mi se pare foarte frumos, adică probabil că undeva acești pictori, dacă ar fi avut suficienți bani, nu și-ar fi vândut lucrările, pentru că se atașau de ele, poate, în timp ce... Dar odată cu vânzarea lor, erau un mijloc de a le face cunoscute. Și atunci Era o consecință firească vânzarea lor, fie că ar fi dorit sau nu să le păstreze. Până la urmă, dorința lor de a fi cunoscut era mai mare. Monica, vreau să spun că și eu am venit și am băut aici cafeaua, dar asta rămâne așa o chestie. Dacă vreți voi să treceți în catastifele muzeului, eu am fost aici, am băut și eu 2-3 cafeluțe, am admirat lucrările. Dar îți dai seama totuși că acest om venea să-și vadă lucrările pentru că îi era dor de ele? Da. Și aici cred că avem umbrela chiar a pictorului, exact. Și pipa și pălăria, așa dar e? Dar de obicei obiectele de recuzită aparțineau pictorului, nodurile erau de obicei pictate în atelierele sale, de aici din București sau de la Paris. Deci pentru cine a intrat mai târziu? Știm cine este, doamna? Se cunosc câteva din modele, dar nu se cunoaște acel model. De ce ai zis? Am spus, am reamintit oamenilor care au intrat mai târziu în ce sală suntem și ale cui sunt aceste lucrări de artă. Da. Cine venea să-și admire propriile lucrări din biroul domnului Zambacian? Da, pe de altă parte e de spus că locul era un pic mai încărcat, adică s-a esențializat odată cu transformarea muzeului, în sensul că au dispărut anumite piese de mobilier și... Doar foarte puține dintre ele. Noi am încercat, în măsura în care s-a putut, respectând normele de conservare în vigoare, să respectăm poziția inițială a lucrărilor, așa cum le-a gândit colecționarul. Asta vreau să văd și eu, da, n-am uitat, veniți puțin aici, vreau să vedeți. E o bibliotecă, fiecare cărticică de aici este cu coperți din piele, da? Din piele, naturală, și gravate cu inițialele lui Zambacian. Chema Cricor Hagop Zambacian. Exact. Și vreau să vă spun că și la mine acasă este la fel, am toate cărțile cu coperți. Eu dacă nu este coperta din piele naturală, eu nu pun mâna pe carte. Atâta vreau și să știu. Și dacă nu e scris numele tău pe ea, tu nu pui mâna pe ea, de aia nu mai vrea citit. Nu pun. Eu citesc numai așa. Deci este super, vă dați seama să-ți faci așa toate cărțile. Da? Aici avem... Ia uitați. Ce să mă... E de vis. Nu?
Hai să mergem în și în următoarele căpeți, fiindcă sunt foarte multe, Ai trecut peste tablouri? Ai trecut pe toate, totuși, noi suntem ca niște mori stricate. Nu, de pe fotoliu albastru. Dar tu vezi că Monica vorbește cel mai puțin dintre noi, că e apanajul oamenilor deștepți să-și mai zice gura, da? Dacă avem întrebări, Robert, să ni le citești și să ne mai spui și doar noi. Oamenii te întreabă unde ești, dar... Suntem la Muzeul Zambaccian, suntem locul ea și vă transmitem live-ul ăsta cu un super internet 5G Plus de la Orange, pentru că ei ne-au dat posibilitatea să facem acest tur ghidat al Muzeului Zambaccian. Recunoaște dacă cineva a spus mai tăceți. N-a zis cineva? Nimeni, nu? Hai să mergem. Au zis că vă iubesc. Serios? Da. Ce drăguț. Mulțumim pentru această iubire nemeritată și necondiționată. Unde mergem? Aici, nu? Mergem în sala dedicată lucrărilor lui Conic. Totuși pe aici, pe unde am trecut, ce e pe pereți? Nicolae Grigorescu și în colțul din partea stângă, Teodora Mann. Aici. În colțul din partea dreaptă, Ioan Andreescu. Aici avem Aman. Aici avem lucrări de Aman, inclusiv partea de acolo, iar în partea dreaptă lucrări de Andreescu. Este o minunăție de spațiu. El în sine e foarte frumos. O să te rog dacă poți, Robert, să ridici un pic și spre, da, spre tavan, pentru că sunt aceste grinzi masive. Sunt extraordinare. Adică așa a simțit omul să construiască spațiul pentru lucrările astea, pentru că probabil s-a gândit destul de mult cum să fac un spațiu care să lase loc operelor de artă să respire și să fie admirate în voie, atât individual cât și în ansamblu. Și în același timp să potențeze, să nu concureze, dar să potențeze. Mi se pare ceva foarte frumos. Să filmăm, te rog, și grilajul ăsta. Eu sunt și pe spațiul locativ. Da, pentru că și măștile de la radiatoare. De la radiatoare erau pe vremea aia, da? Se numeau ca și radiatoare, adică ascundeau radiatoare. Te rog să filmezi și masca de radiator, uite-te și tu. Da. Hai să mergem, că avem, ține să vă spunem că live-ul ăsta ar putea să dureze 3 ore, dar noi suntem fascinate și noi vrem să vă arătăm cât mai mult posibil, dar cred că totuși cel mai bine ar fi să veniți voi să vedeți muzeul, pentru că e foarte frumos și o să aveți un tur ghidat extraordinar. Acum, din păcate, trebuie să-l facem poate puțin mai repede decât până acum, pentru că trebuie să ne încadrăm într-un anumit timp, așa că o să vă mai arătăm doar câteva lucruri de aici. Din păcate, timpul ăsta e și atât ne permite, dar rămâneți cu noi până la final ca să vă dăm și cele trei premii. Pe de altă parte, noi știm că acest internet 5G Plus vă dă destul de tare aproape și textura lucrărilor, dar e un 5G plus de mare viteză și viteza asta e de fapt o aluzie la ritmul cu care ar trebui voi să veniți la muzeu, să o cunoașteți în persoană pe Monica și să cunoașteți în persoană universul domnului Zambaccian. Hai să le arătăm această lucrare, Ioana, care este o sculptură, care este Constantin Grâncuș, da? Portret de copil. Și înțeleg de la Monica, din ce mi-a povestit ea, că a fost făcut... Modelul folosit de artist pentru această lucrare a fost un copil orb care a vizitat în repetate rânduri atelierul din Paris. Iată-i trăcuși. Ceea ce e foarte frumos. Da. Înseamnă da. Că l-a lăsat pe copilul să pună mâna pe toate lucrurile. Nu? Asta așa înseamnă. Da. Și aici avem lucrări semnate de Nicolae Părăța. Avem Tonița, mult. După mine s-ar mai putea face un muzeu în București, în casa în care a locuit actorul Ștefan Iordache, unde este plin de Tonița, pentru că soția domnului Iordache, Mihaela Tonița, teatrolog celebru, era nepoata marelui pictor. Și atunci acolo sunt îngrozitor de multe tablouri. Și ăsta e superb. Și ăsta e superb. Este Corneliu Papa. Da. Acesta este domnul Zambaccian, da. Cel care ne-a făcut acest cadou, să spunem, tuturor, nu? Da. Cum ar zice Lioara, cum mi-a zis el, că a fost un om bun, un om de care acum nu prea mai găsim un om de calitatea asta, cred că nu mai stă nimeni să facă asemenea cadouri pentru noi toți, nu? Pentru popor, tu da? Tu faci, că scrii asta... pentru noi și pentru oameni. Nu, tu Ilona, faci. Și eu sunt plătită pentru ce fac. Nu întotdeauna, dar în general, da. Domnul Zambaccian a
dar pur și simplu a adunat toată viața ca o furnicuță cu scopul de a da, ceea ce mi se pare incredibil. Adică cei care adună, în general, sunt oameni rapace, oameni care vor să strângă. El a strâns direct cu scopul de a dona, de a da. Aici a fost mai mult decât un simplu colecționar, a fost un colecționar în deplinătatea cuvântului, am putea spune, pentru că a întreținut relații de prietenii cu pictorii, cu artiștii, a fost în juriile de la saloanele oficiale, a scris cărți despre artiști, adică s-a implicat cu totul în viața. Și mai avea o calitate, avea nas, mirosea viitorii artiști mari. Așa cum vă rog eu să veniți la spectacole cu artiști tineri, fără nume importante pe afiș, pentru că vă veți putea lăuda că i-ați văzut la debut, așa domnul Zambaccian mirosea un artist mare din fașă, ca să zic așa, și când contează cel mai tare ca cineva să dea o sumă importantă pentru un tablou de-al tău, ca să poți să cumperi vopțele și tot, să mai faci altele, pentru lucrări. Lucrări. Ne întreabă cineva dacă domnul Zambaccian a avut copii. Nu, nu a avut copii, însă a avut un frate și a avut doi nepoți din partea fratelui. Și a avut o soție pe care o să vă arătăm mai sus, într-un tablou. Într-o lucrare. Da, oameni buni. Așa, spunem lucrări de artă, cum spunem spectacol de teatru și nu piesă. Nu? Exact, da. Am făcut o paralelă frumoasă și să vadă oamenii că sunt și deșteaptă, mă, Ioară. Nu doar gură să faci așa. Oamenii știu asta, de asta. Ei nu au venit aici pentru mine, sunt urmăritorii tăi. Și dă voie să-ți prezint eu această sală superbă. Te rog. Da? Este un altar pe care domnul Zambaccian l-a dedicat lui Lucian, da? Și avem acolo opera, uite cum se uită Monica și apropo, pentru că chiar am învățat de data asta, opera de ustul, am zis bine, da? Ulei de pânză, da? Înțeleg că de la Monica, din câte a spus că a fost, e modelul feminin folosit, da. A fost chiar verișoara artistului Paulina Cocea. Iată. Da, noi ne-am întrebat cum a stat copiluțul atâta în poziția aia. Este considerată una dintre cele mai frumoase lucrări ale lui Lucian. Una dintre cele mai desăvârșite lucrări realizate de Lucian pentru modul în care a pus în scenă lumina. Da, lumina. Lumina devine una asta, pentru că el era foarte priceput la lumină, din ce am înțeles de la tine. Am, că am învățat ce să mă ai. Eu pot acum să fac totul ăsta. Mi se pare foarte interesant aici de văzut. Aici avem un autoportret, deci este domnul Lucian autopictându-se și mie mi se pare că în privirea lui putem să vedem un soi de îndoială că face cea mai bună variantă. Nu știu, asta citesc eu în ochii lui. Poate o ușoară încrâncenare. Încrâncenare, da, vreau, da, ah. Gândiți-vă că probabil el se privea în oglindă atunci când da, pe sine, așa. Și atunci era nevoie. Cum se numește acest tablou? Este autoportret, se numește acest tablou. 5G Plus prinde oare nuanța din privirea domnului Lucian? Este această nuanță de ca actorul când pregătește acasă un monolog și se aude în timp ce zice, parcă nu e ce trebuie. Și de ce mi se pare frumos? Că aici este un portret. Da. Deci ăla era autoportret, aici este un portret al lui Lucian. Făcut de Camil Resu și unde mie mi se pare că poți să vezi în ochii lui, lui Lucian, exact ce simțim câteodată când, șoferi fiind, stăm pe scaunul din dreapta și conduce altcineva și stă bine să apeși ambreiajul, accelerația, frâna. Mi se pare că se uită la colegului, ca să zicem așa, destul de atent. Ce faci acolo? Faci bine acolo? Asta e tabloul meu preferat, nu tablou, pictura mea preferată, da? Iertați-mă, dacă îți intră în vocabular atât de des cuvântul ăsta, e foarte greu să-l scoți, mă corectez, încerc să fiu cât mai corectă în asta și ăsta îmi place foarte mult, este portret de fetiță Camil Resu. Ne-a spus Monica mai devreme că nu se cunosc aceste modele, că au rămas cumva neidentificate și că se fac, nu, din ce am înțeles, se fac cercetări încă, se fac studii, ca să spunem așa, dar este foarte, foarte frumos. Avem o întrebare. Ia. Dacă Lucian făcea mai multe peisaje sau mai multe portrete? Făcea de asemenea și compoziții cu personaje. Spre finalul carierei, într-adevăr, realizează mai multe naturi statice și asta pentru că este imobilizat.
imobilizat la pat, suferă de scleroză multiplă și fiind imobilizat își permite să mai picteze numai obiecte mici pe care le poate aduce în imediată apropiere. Da. Povestea este de o tristețe fără margini, ne-a spus Monica și m-a impresionat foarte tare detaliul ăsta, că spre final el nu mai putea să miște pensula și venea cineva și îl ajuta, îi ținea mâna și el conducea. Adică e aproape echivalentul lui Beethoven, care a compus surd fiind, și mi se pare de o tristețe fără margini. Și iarăși un detaliu interesant, că Zambaccea nu l-a cunoscut pe Lukian. Nu, nu am avut ocazia să-l cunoască direct. Și l-a adulat post-mortem și i-a închinat acest altar. Haideți să mergem, că am ceva foarte, foarte important să vă arăt. Acum vreau să vedeți la Piz Durestans. Nu e la Piz Durestans, că la Piz Durestans părerea mea că sunt un pic mai sus acolo unde o să mergem imediat. Dar acum, Ioară, urmează prima lucrare de artă pe care domnul Zambaccean a cumpărat, o lucrare mai valoroasă, să spunem, din punct de vedere financiar. Nu știu ce își cumpărase înainte de asta, dar el când a avut, domne, primii bani mai mulți așa, că oricum avea, dar când a zis el, mă apuc de investi puternic, a zis, eu scot 150.000 de lei și cumpăr, i-a venit să vedeți aici, și a cumpărat, a luat Ion Andreescu Iarna la Barbizon, care a costat 150.000 de lei. Deci un braț. Mai exact, ca să înțelegeți, prețul ăsta valora, adică era... Puteai să cumperi cu banii ăștia o casă în mijlocul Bucureștiului, un apartament. Acum, probabil că poți să cumperi o vilă, da, în centrul Bucureștiului cu tabloul ăsta. Așadar, Monica, aș vrea să spun că îl cumpăr. Să-mi dați contul și... Dar să nu coborăm atât de mult nivelul discuției, da? Noi am mai întrebat-o pe Monica cât costă aia, aia-i-altă și ea ne spunea ușor stânjenită și spunea, dar știți că valoarea nu este aceasta. Da, e un pațiranul care merge și zice, da, ăsta cât ar costa așa, să o trage, ăsta cam cât ar fi așa? Cât și ar? Eu ca om obsedat să vând bilete, tot așa mă gândesc că și tablourile astea. Mergem mai sus? Ai mergem. Filmat Barbizonul? Da. Hai sus. Ai putea să dai cu 5 de euro tău plus, ai putea să dai așa o raită. Păi le arătăm de sus oamenilor. De sus, da? Plonjat așa. În ce an a fost achiziționat tabloul? 1927. Dacă îmi punea mie cineva întrebarea asta, păi nu știam eu în ce an a fost achiziționat. Nu, Monica, mi-ai luat-o înainte. Nu arătăm asta, nu? La final. Unde o să facem concurs cu oameni buni. Să rămâneți pe live până la final, fiindcă avem să vă dăm 3 premii de la Samsung, dar o să trebuiască să ne răspundeți la 3 întrebări. Mai exact, din tot ce am povestit noi aici, o să aveți 3 întrebări. Tablourile toate sunt originale, că zice cineva... Bineînțeles. Da. Ok. Chiar sunt. Și o să aveți surprize din ce în ce mai mari. Adică... Da, acum. Puțin mai... În ce an au fost donate lucrările? În 1947, 57 și 62. Adică a donat de mai multe ori, ca să știți, n-a donat numai o dată. În 62 s-a... În 62 a avut loc decesul lui Zambaccean. Pentru că a murit și s-a intrat propriu-zis în posesie. Acum, înainte să ne îndreptăm către dormitorul lui Zambaccean, vă invit să... Intrăm și în sala dedicată pictorului Gheorghe Petrașcu. Eram sigură că la domnul Petrașcu nu este. Eram sigură că este. Păi este unul din locurile mele preferate. Da? Serios? Și Petrașcu și Zambaccean am fost prieteni timp de 25 de ani, cum pot spuse domnului Zambaccean. Și de altfel, dacă ne îndreptăm privirea către acest autoportret al lui Petrașcu, care are o beretă roșie, vom vedea că ne amintește de autoportretul lui Rembrandt cu beretă roșie. Da. Petrașcu este primul care îl descoperă pe Rembrandt și după aceea îl va recomanda și lui Zambaccean, în sensul în care îi va recomanda muzeile din străinătate unde să vadă opera lui Rembrandt. Da, și a mai fost ceva, că a fost aici o chestiune, așa un fel de o râcă, o nebunie, o treabă, că domnul Zambaccean era la concurență cu un alt domn care cumpăra tablouri, cum îl chema? Cu inginerul Leon Nasserson. Uh-huh, amândoi erau pasionați de lucrările lui Petrașcu și concurau în privința prețurilor de achiziție și în privința întâietății. Și pe de altă parte, domnul Paladi, nu s-a supărat domnul Paladi, că a spus, stai domnule, păi
nu era o concurență mare între Petrașcu și Panavi, da. Și mai ales la inima domnului Zavun Baccian, în sensul că voiau fiecare dintre ei să fie pictorul favorit. Nu, ca să nu deranjezi, să nu supere pe nimeni, am spus, aveți fiecare camera voastră. Domnul Petrașcu are camera lui, domnul Paladia are camera lui jos acolo, unde domnul Paladia a mai venit și a mai și băcut o casăluță, domnul Petrașcu nu știu dacă a mai trebuit. Noi, în schimb, domnul Zavun Baccian se ducea săptămânal la domnul Petrașcu acasă. În atelier, în fiecare duminică, la ora 11. Iar atunci când Petrașcu, când Petrașcu Zavun Baccian întârzia, soția lui Petrașcu punea mâna pe telefon și întreba conule Zambacu, unde ești, că Iorgu te așteaptă. Deci era literă de lege. Da. Avea ritualuri și tabieturi și cu unul și cu celălalt și înțeleg că acest tablou, domnul Petrașcu, din un soi de răzbunare față de Zambacu, cum îi spunea, l-a vândut competitorului domnului Zambaccian. Exact, și după aceea, mai târziu, Zambaccian a răscumpărat pictura la un preț destul de mare, 50.000 de lei. Deci o treime din cât a dat pe Andreescu. Deci oamenii pe vremea aia se băteau pe tablou, pune bate noi acum pentru like-uri, ca să zic așa, și oricum nu facem nimic cu ele. Măcar aici a rămas ceva ce ne poate bucura și pe noi. Să le spui oamenilor unde este muzeul. Muzeul Zambaccian. Da, strada Muzeul Zambaccian, 21A. În București. Da, în București, aproape, să zicem, de zona de Zorobanți, cam pe aici suntem. Aici este tot portretul al lui Zambaccian. Da. E portretul lui Zambaccian, realizat de Petrașcu. Da. Că să zicem că domnul Zambaccian, așa când venea lui așa o chestie, mai zicea și, măi, dar faceți și mie un portret, nu? Adică le și cerea, le plătea, nu? Înțeles. Și-și făcea portrete. Da, se păstrează portretul lui Zambaccian de Cornelu Bauer, de Camil Restu, de Alexandru Ciucurencu, artiști cu care a fost prieten. Și aici este chiar un autoportret, nu? Dacă mi-a tot bine aminte. Un autoportret al lui Petrașcu. Deci așa arăta. Am continuat, fetelor, e de vis povestea. Mulțumim, ne bucurăm că sunteți aici. Chiar vă mulțumim. Nu suntem poate atât de mulți cât m-am așteptat eu să fim, poate pentru că e perioada de vacanțe. Habar n-am. Suntem 190 și ceva, am fost și vreo 300 la început, dar important e că suntem puțini și de calitate. Asta cred că este mult mai important decât să fim un număr foarte mare și habar n-am. Eu sunt foarte încântată și vă mulțumim frumos că sunteți aici. Zambaccian a fost mafiot, te întreabă cineva. Nu, un mare iubitor de artă, era de origine armenească. Da. Familia lui avea afaceri cu postavuri, cu textile. Exact, deținea o fabrică de imprimerie textile la Constanța. Așa, și el copil fiind, a fost de fapt foarte pasionat de muzică. Și de la muzică s-a făcut trecerea spre pictură, pentru că era obsedat, am înțeles, de Beethoven. Și prima lui achiziție va fi o mică litografie reprezentând un interior cu Beethoven. Care costa 5 lei sau cât? 5 lei. El a cumpărat-o, copil fiind 10 ani sau 11 ani, da. A cumpărat-o pentru că era cu Beethoven, nu pentru că era litografie. Și și-a atârnat-o deasupra patului, am citit eu. Și după aceea Zambaccian le corectează și spune că a plasat-o deasupra pianului. Deci nu deasupra patului, cum s-a scris. Și de asemenea o toșcuță de gips. Da, a doua lui achiziție a fost o replică din gips după masca mortoară lui Beethoven, pe care a cumpărat-o cu numai 2 lei. Ia deci l-a început și el, a investit puțin și după aia l-a luat microbul și a zis, gata, acum e momentul. De la asta a început cu tablourile, dar ideea e că nu era mafiot, era un om care avea afacerea familiei, ba chiar la un moment dat a fost, am citit, un soi de exasperare a fratelui Zambaccian, care a zis să stai nebun, cheltuie toți banii pe tablouri și a vrut să-l pur și simplu să-l dea afară din afacere și mama Zambacciană nu a permis acest lucru. Dar puțin știu că și fratele lui Cricor Zambaccian, Onyx Zambaccian, a colecționat și el opere de artă până la urmă. Oamenii, vă mulțumesc foarte mult pentru această vizită. Mulțumim, dar nu închidem, să știți. Nu închidem. Noi avem câteva lucruri interesante să vă arătăm. Cu foarte multe. E foarte greu să vă arătăm tot într-un timp atât de scurt. Așadar, o să mergem în următoarea cameră. Robert, tu mai filmează tu puțin pe aici, că nu avem timp să vorbim, din păcate, despre toate. Va trebui să veniți voi aici să le vedeți. Mulțumim, mulțumim. Massimo Campilli.
superbități. Da. Aici este dormitorul, care nu are pat, pentru că a devenit muzeu între timp. Acest dormitor a devenit parte dintr-un muzeu și unde este halucinant ce lucrări sunt. Avem următoarele nume, că îmi pun ochelarii pentru asta. Avem așa, Bonar. Și avem Matisse. Două lucrări de artă. Mamă, Monica, am devenit atât de parcă mi-a intrat atât de bine în gură cuvintele astea, Matisse și lucrări de artă. Da? Nud în interior. Înțeleg că Zambacian chiar a ajuns să-l cunoască pe Matisse și să meargă în atelierul lui. Da, după ce își termină studiile în Belgia, va face o călătorie de studii la Paris, unde va frecventa cafenelele preferate de artiști, tocmai cu scopul de a-i întâlni personal. Și are ocazia de a-l cunoaște prin intermediul unui alt cunoștințe. S-a dus la el de mai multe ori? S-a dus o singură dată sau a fost de mai multe ori? A reușit prin intermediul unei cunoștințe să meargă la atelierul lui Matisse din sudul Franței, să-i facă o vizită odată. Lui Matisse i-a făcut o impresie așa de plăcută Zambacian, încât l-a invitat și a doua zi să-i mai vadă și colecția privată de artă din casa lui. Și trebuie zis că pe vremea aceea Matisse era un fel de ceva intangibil, era... Intangibil pentru publicul larg, dar foarte tangibil larg, pentru da. Cercul lui de prieteni. Avem aici tot Matisse, nu de atelier. Aici avem Cézanne. Nici mai mult, nici mai puțin. Și aici avem... Asta e dedicație pentru Carmen Tănase, vreau, cu care mă contraziceam aseară și zicea că ea nu poate să creadă că această pictură e aici. Avem Corida de Picasso. Deci, Carmen, draga mea, vezi? Iată Picasso, iată Corida. Renoir. Avem și Renoir. Iată Renoir. Renoir, eu care sunt așa. Și aici Pissarro. Da. Avem aici Sisley. Uite, aș vrea să vedem ce treabă face acest 5G plus, pentru că asta e o tehnică pontilistă. Tehnica în care pictezi da. Eu. Vino aproape. Dar eu nu pictez în pontilist. Și șpilul cu această tehnică este că de aproape vezi într-un anume fel tablou, iar în momentul în care te depărtezi, culorile se întrepătrund în felul în care a intenționat pictorul să transmită efectul final. A fost o frază complet greșită, dar voi ați înțeles ideea. Deci, practic, fac eu un punct acolo ca să vă explic și eu cu limba mea și după aia, când te depărtezi, se vede tabloul mai... Da, pentru că știem ce culori să realizeze acele puncte și să le... Merge așa. Întreabă-i dacă se vede această chestie, dacă filmezi de aproape într-un fel. Sunt curioasă cât de bun este acest internet 5G+. Se vede? Deci așa, se vede de aproape. Ia-l și pe cel de jos. Da. Așa. Și după aia când te dă-te cu umbra de pe el. Așa. Și după aia când te depărtezi. Simțiți asta? Cum se numește tehnica? Pointillism. Așa pronunți? Pointillism. Pointillism. Dar nu ai pictat în pointillism? Ok. Eu am pictat. Ai pretun? Eu? Doar că ai făcut doar primele puncte, n-ai mai făcut pictura, tu când ești nervoasă. Eu mi-am oprit loc aici, vioara asta. Eu am loc oprit aici pentru lucrările mele pe care le-am făcut în pointillism, pentru că eu am pictat mult în pointillism, eu am pictat în acoarele, eu am pictat în mei pe pânză, eu am pictat Monica, deci am aici locul ăsta și sunt sigură că și aș fi bine primit aici. Dacă ar să-mi spun și acolo sprijinii de perete, să nu dăm gaură în perete, domnule. Haideți mai departe. Și aici avem Marchet. I-am zis pe toți de aici. Primul Ioară să dorme așa la cap cu un tablou. Renoir, da? Deci două Renoiruri. Și un de Ren. Nu se pronunță, Monica? Da, de Ren. De Ren. De Ren. De Ren. Da? Vino să fixez. De Ren. Wow, cât de interesant! Am învățat ceva nou azi. Mulțumim, Lia și Ilona. Scrie oamenii. Mulțumim și noi. Și acum, la piesul rezistanț, noi tot timpul spunem la piesul rezistanț, când de fapt toate sunt piesul rezistanț, adică de câte ori ajungem în alt loc, aflăm și mai multe lucruri interesante, dar și acum urmează o parte interesantă. Hai să mergem pe holul
cu grafică. Lucrări de grafică. Ia să vedeți aici. Grafica, ne spunea Monica, este o tehnică, se poate face, nu, și în pictură, și în creion, și nu, sau cum ai spus, da, tot ce e pe hârtie. Da, care sunt pe un suport de hârtie, putem vorbi de acuarelă, de grafit, de guașă. Cam cum fac și eu, că știți tablourile mele, lucrările mele de artă. Hai să zicem că ale tale chiar sunt tablouri. Alea nu se pot numi lucrări. Da? Am făcut una și am făcut una cu antilism și nu mi-a ieșit. Ilona, am făcut și în grafică și nu mi-a ieșit. Ilona glumește, dar adevărul e că mama ei pictează. Da, așa este, asta. Și cred că se și uită și sper că se uită dacă nu fii la serviciu, dar dacă te uiți, cred că ți-ar plăcea foarte mult să vii aici, nu știu dacă a fost. Dar de precizat și că talentul ăsta de nu, l-am nu s-a lipit. Ceea ce e bine că nu era cinstit. Ba, chiar dacă vreți să vă povestesc, chiar m-am fost și mi-am cumpărat la un moment dat așa un bloc de desen mare. Mi-am cumpărat, cum se numesc astea din praf, pasteluri și am încercat ceva, de mi-a fost rușine că există. Nu, am zis asta, nu fac altceva. Când dansez, fac orice altceva. Dar nu. Dar mama și sora ta au talent, da, la desen. Dar nu poate să, cât să-ți dea. Da. Ne întreabă cineva dacă lucrările s-au făcut în mai multe copii, de există și în acest muzeu sau este un unic exemplar, cele străine? Nu, atunci când un artist prezenta interes pentru un anume subiect, realiza mai multe variante ale subiectului. Aha. Deci există. Deci că același subiect în mai multe pânze. Sunt originale, nu sunt replici, nu sunt copii. Este același subiect făcut de mai pictorul multe respectiv și uneori pare același tablou, dar dacă te uiți, unul care e cu mâna așa acolo, dincolo e cu mâna așa. Am zis tablou. Pare aceeași lucrare, dar sunt mici diferențe. Unele se mănâncă îngrozitor de tare unul cu altul, dar o schimbare de tonul, de aproape mereu. O variațiune. Fiind făcute de mâna omului, ele nu sunt identice. Da. Da. Și asta e un lucru pe care impresioniștii l-au adus ca noutate, că pictau. Impresioniștii au studiat efectul luminii asupra aceleiași subiect, de exemplu cum Monet reprezenta o căpiță de fân dimineața, la prânz și seara, pentru că el era interesat de fapt de modul în care cădea lumina asupra căpiței, nu de căpiță în mod special. Da, deci avem aici Izer. Izer, am zis bine, nu Monica? Izer. Da? Izer. Și Tonița. Da. Și înainte de asta, lucrări de Petrașcu. Tot de grafică, da. Și în aceeași încăpere aici, în colț, avem și semnate de Grigorescu. Iată. Un autoportret și un portret de fetiță. Grigorescu. Știi ce voiam să te întreb? Da. În mare parte se axau cumva pe ceva ce le-ar fi plăcut mai mult, adică au făcut mai puține poate de grafică și mai multe picturi. Depinde de preferințele fiecărui artist în parte, depinde de câte modele avea la dispoziție, depinde dacă era sau nu un bun portretist. Aha. Deci ei aveau, cum ar veni, ceva pe care erau mai buni, nu? Da, bineînțeles. Fiecare dintre ei descoperea, încercau artiștii cei mai buni, le încercau pe toate și la final vedeau la ce se pricepeau. La ce se pricep, da. O parte dintre ei se pricepeau la toate. Și există și genul ăsta de oameni. E ca la tenis, unii sunt buni pe zbor, eu mă pricep să prezint lucrări de altă. Mi s-a părut că până acum m-am priceput. Deci am zis două propoziții legate. Eu cred că Monica e cu inima cât un purice să nu iei serviciu. Păfata asta este atât de bună. Dar la câte lucrări am făcut eu, Ioară, de renovări, vreau să mergem acum să-ți arăt ceva la care mă pricep cel mai bine și o să vă prezint baia, pentru că acolo sunt cea mai pricepută, pentru că eu știu să dau până la babie, să pun glet, să pun faianță, să fac toate lucrurile astea. Așa că vreau să mergem împreună să vă arăt cum a fost făcută baia și să vă spun dacă este rigid, dacă este... Nu e glumă, realmente vom intra în baia originală a omului, a casei Zambaccian. Baia omului, cum ar fi. Gândită de om. Gândită de om. Iată. Sunt aprobări și pe colișorul de la baie. Semnate tot de Petrașcu. Petrașcu. În fața avem portretul inginerului Romașcu, care este primul proprietar al lucrării cu mințenia pământului. Da? Acesta. Da. Aici s-au certat puțin, cred că a zis gata, s-a supărat și a zis eu spun patru tablouri spre baie.
că un pic m-am supărat. Nu, aveam o altă conformație spațiul de aici, au fost, am lăsat ulterior lucrări aici. Aha, întreabă... A avut inițial, apare în fotografie, se poate ca acest spațiu să fi fost parte tot din baie. Din baie, aha, și să fi devenit între timp. Da. Ne întreabă cineva dacă au fost vândute lucrări din colecție după 1961 sau a fost păstrată colecția integrală? A fost păstrată intactă colecția, așa cum a fost donată, așa se păstrează până în ziua de astăzi. Unica pentru că contractul de donație, contractul de donație, lucrările să rămână în integralitate împreună în această locație. Era extrem de amănunțit și să știți că dacă o să căutați pe net, o să găsiți acest act de donație foarte interesant. Cum a scris el acea compunere în care se despărțea de cea adunată o viață și încerca să-și ia niște mici măsuri de precauție, că nu își vor bate joc, pentru că vă dați seama totuși, s-a întâmplat în 50 actul propriu-zis. 47. În 47 a făcut? În 47. Atunci a făcut prima actul, donație. Așa? Dar asta donația angro, am înțeles că 1962 când a murit. Când a murit, da. Dar după ce a construit casa asta, în 42-43 a construit-o. Ok. Vedea că lucrurile se îndreaptă spre rău, vedea că se întâmplă că fuge pământul de sub picioarele oamenilor care dețineau orice în țara asta. Și probabil pentru un om cu asemenea responsabilitate, care strânsese asemenea valori și comori, cred eu că a fost și o măsură tactică pe undeva ca să le protejeze, a zis. Și de a se asigura că și el va rămâne cunoscut în posteritate, că lumea nu-l va uita. Da. Deci e de citit acel act de donație, să intrați să vedeți. Haideți să vă arăt baia. Poftiți, vă rog. Să vedeți că aici este chiar spectaculos, nu chiar, este spectaculos, este Onyx. Da? Care Onyx-ul ăsta nu este o gresie, nu este o faianță, este un fel de piatră prețioasă. Este o piatră semi-prețioasă, efectiv. Semi-prețioasă, uitați-vă și voi. Ia uite cum sună. Aici se simte o piatră prețioasă și inclusiv savonierele, pentru că sunt franțuzită, sunt cele originale, da? Savoniere originale. Bine, nu mai știm cada e posibil să fi fost înlocuită, dar tot partea asta de care maschează cada e cea originală. Planta este cea originală, da? Pe pereți avem marmură sau ce? Jos e marmură. Jos este marmură. Eu sunt pe construcții. Jos. Da, jos, scuze. Jos e marmură, mea cu construcțiile. Iartă-mă. Eu fac modificări în casă, eu pun rigips, eu pun faianță. Eu sunt mai... Okay. Și caloriferul e original, apropo. Vorbesc serios, nu ăsta. Porțosoc e original. Care se încălzește și se usucă prosop. Da. Ok. Hai că totuși am dedicat mult. Ne întreabă cineva dacă colecția a fost mutată în timpul lui Ceaușescu. Da, în 77. Da, a fost mutată temporar, dar după aceea a fost renovată clădirea și a fost mutată la nouă colecția. În 92? În anii 90. Da, în anii 90 s-a întors aici colecția, dar am înțeles că și a fost și renovată clădirea în 2008 și în 2009 s-a redeschis către public. Și am înțeles că oarecum s-a profitat de cutremurul din 77 ca să se mute, pentru că practic casa a rezistat. Poate să fi fost un pretext. Casa a rezistat foarte bine, adică domnul Zambaccian a fost gospodar. A rezistat, da. Au mutat lucrările așa, ca să nu mai fie chiar o colecție privată, să fie... Unde le-au mutat? La muzeu? La muzeu colecțiilor de artă. Deci le-au băgat așa mai în Ioară. Am fost acolo, te poftesc pe partea asta la rău. Aici facem finalul apoteotic. Gata? E finalul? Da, e finalul. Oricum, nu închidem fără să prezentăm această lucrare, da? Această lucrare, care este făcută de Alexandru Padina. Este portretul soției lui Zambaccian. Nu mai spunem cum o chema pe doamna, că am încercat să spunem și am înțeles că există mai multe variante. Deci Monica? Cum o cheamă pe doamna? Anita. Anita, spunea el când vorbea despre ea, se pare că pare un nume mai armenesc așa, dar el când pomenea despre soția
lui folosea Anita. De ce se încheie aici? De ce am hotărât așa? Sau păi am hotărât așa pentru că cred că am și depășit termenul pe care ni l-am propus inițial. Am zis că live-ul trebuia să aibă 20-30 de minute. Noi l-am făcut un pic mai lung pentru că sunt foarte multe lucruri de văzut. Da. Eu am o întrebare. Tu crezi că doamna Anita a fost fericită? Da. Zici? Da. Nu crezi? Nu știu, te-am întrebat pe tine. A, așa îți pare ție minunată, mi-era fericită. Pare vioaie așa, când te uiți. Nu, mă gândesc cum este să ai un soț care investește. Am înțeles că era un om destul de auster în traiul lui așa personal. Adică... Da, de multe ori descoperim despre colecționari că ei preferau să facă economii pe plan personal cu chiria clădirilor în care locuiau, cu mesele pe care le serveau, cu transportul pe care îl foloseau, tocmai ca să economisească banii ăștia și să cumpere lucrări de artă. Și cu siguranță și Zambaccian, chiar dacă își permitea să cheltuiască sume enorme, la un moment dat cu siguranță trebuia să facă și economii. Și cred că aici intervenea doamna Anita. Care zicea, măi, tablourile mai lasă-mă, măi, omule, că nu mai pun, să le mai punem. Măi, uite, îl punem pe ăsta aici. Măi, lasă, ne facem un loc mai mare. Și cred că de asta a și pus-o pe doamna Anita în capul scărilor, o vezi de oriunde, ca să facă să se liniștească. Da. Bun, acum avem întrebările pentru concurs. Acum avem întrebările pentru concurs și trebuie să spunem că chiar ne pare rău că nu putem să vă arătăm mult mai mult, dar... Asta este timpul pe care l-am avut pentru live. Trebuie neapărat să veniți aici. Muzeul există, Monica există. Extraterestra Monica există. Și muzeul este vizitabil de miercuri până duminică, de la ora 10 la ora 18. Exact. De la 10 la 18. De luni, nu, de miercuri până duminică. De dimineață de la 10, până la cât? Până la? Seara la 18. Până seara la 18. Bun. Deci... în mare viteză, ca internetul 5G+, să veniți, să vizitați, pentru că, iată, mai există și o altă realitate în acest București, în care suntem toți isterici, alergăm după bani, după suntem cu telefoanele, ia câte share-uri, câte like-uri, și ne dorim să fim faimoși, să ne iubească toată planeta, fără să fie lăsat în urma noastră ceva care să ne facă să merităm acest lucru. Mamă, Ioară, ce frumos ai zis acum de final. Dacă nu erai tu la întâlnirea asta a noastră cu Monica și cu muzeul, nu știu ce mă făceam. Am încercat și eu să învăț cât am putut despre muzeu, dar tot pe ele m-am bazat mai mult, recunosc. Eu mai mult cu ce să zicem, Ioară. Ilonașul face acest personaj simpatic și de eu nu știu, eu n-așa, pentru că a văzut că asta vă place. Dar ea e o fată care citește. E o fată cu niște părinți care o țin foarte din scurt și care o amendează foarte des pentru ce face ea aici. Și, da, dacă tu știi că asta vinde, tu ține-o așa. Nu e așa, Ilona. Hai să zicem întrebările alea. Hai să zicem întrebările. Prima întrebare era pentru a câștiga căștile, nu? Am zis să cu ele începem. Cărui artist i-a dedicat Zambaccian un altar în acest loc și în această casă, în acest spațiu, ca să zicem așa, pe care, sigur, dacă ați fost aici, l-ați văzut mai devreme. Cine răspunde primul, primește o pereche de căști. Robert, dacă citești acolo, când au răspunsul. Apropo, avea sus, am uitat să vă arătăm un luminator, ca lucrările să arate mult. A răspuns mult. Cineva, Teodor Paladin, nu? A răspuns cineva, Lucian. Lix3, a câștigat, cred că așa să ne trimită datele, Lix3 să ne trimită datele printr-un mesaj la tine, Ilona. Să ne trimiți un mesaj, trimiteți la mine datele ca să vă putem trimite cadoul, premiul. Ăsta era răspunsul, Lucian. Da. Și așa o să facem, punem întrebarea și așteptăm să se rezolve. Exact, exact. Și în cazul în care nu veți putea ridica premiul sau așa, trebuie să mai luăm pe cineva, o să verificăm după, pentru că live-ul va rămâne aici și va rămâne și pe profilul meu o perioadă mai lungă de timp, deci puteți să-l vizualizați dacă n-ați fost azi și aici. Și pe profilul meu o să fie. Da, așa, și pe profilul ei, puteți să-l vedeți și profilul. Deci, întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2 era pentru smartwatch, lasă câștigați un ceas smartwatch. Deștept. Stai că le-am încurcat între ele. Nu, zic eu că nu le-ai încurcat. Întrebarea numărul 2 este care artist venea în casa lui Zambaccian să-și bea cafeaua doar pentru a sta în mijlocul propriei opere? Pentru că
pereții erau tapetați cu lucrările acestui artist. Cine era acest artist căruia era dor de lucrările lui? A răspuns cineva? Juliet? Nu. A răspuns Paladi. Juliet, să ne trimită... Da, avem deja. A zis Juliet. Nu, citeam deja, ea a răspuns prima. E o fată, Este o actriță. O actriță? N-a avut bile. Juliet de actres. Dar poate că da. N-a avut bile, nu știm. Felicitări. Cred că este o actriță care își dorește să joace Julieta, îi dorim baftă. Da. Și iată, ai acest ceas deștept, da. Julieta. Și ultima, Lior, ai ocazia și tu totuși să o pui pe asta, pentru că mi-e frică să nu o întortochez și să spun în întrebare și răspunsul, fiindcă am acest talent. Bun. Cărui artist francez extrem de important, al cărui atelier din sudul Franței l-a vizitat domnul Zambaccia. Am spus a noi o dată și a fost invitat și a doua oară, vă dau așa niște mici hinturi. A răspuns cineva, Vadim Matei Matiz. Bravo. Așteptăm mesajul. Cum se numește? Vadim Matei. Vadim Matei, ai câștigat un telefon, un Samsung S23, felicitări și felicitări vouă pentru că ați fost aici cu noi toată ziua, sau mă rog, o parte din... Poate că unii dintre voi, habar n-am, erați la serviciu sau nu știu și v-ați dedicat timpul ăsta pentru a vedea această superbitate de muzeu. Să nu vă pară rău celor care n-ați luat premii, pentru că cred că premiul este dacă o să veniți aici și, în general, dacă ne vom deschide ochii un pic în orașul ăsta nostru, unde ne-a povestit Monica, sunt multe locuri care merită văzute și care ne îmbogățesc mai tare decât un telefon, un ceas, niște căști. Nu că ele n-ar fi valoroase în felul lor, ne bucurăm foarte tare pentru cei trei care le-au câștigat, dar premiul cred că e aici. Și nu se poate pipăi. A răspuns cineva, cunoașterea este premiul. Da. Frumos. Ați spus într-un cuvânt ce am zis eu în 600, că atât am pot eu, atâta capacitate de sinteză. Nu, e din cauza. Suntem ok cu câștigătorii, suntem ok cu tot. Să ne trimiteți mesaje, o să mai verificăm și noi odată, după ce închidem live-ul, pentru deci că va rămâne salvat. Deci Vadim, Julieta și nu știu cine a fost primul. Vadim, Julieta și... Lix3 ceva. Da. Lix3. Așa oamenii nickname-urile pe Instagram. Să ne trimiteți mesaje, îmi trimiteți pe Instagram mesaj că ați câștigat ca să vă puteți ridica premii. Din păcate, ăsta a fost timpul nostru, ne-am fi dorit să stăm mai mult. Ne-am fi dorit să fim și noi mai culte, mai deștepte, dar am avut-o pe Monica lângă noi. Monica, mulțumim, Monica Croitoru, e numele ei întreg. Îți mulțumim tare mult. Cu mare drag și vă aștept cu mare drag oricând altcândva înapoi aici, am Muzeul Zambaccea. Și mai are o calitate Monica, această Monica foarte deșteaptă și foarte știutoare, nu face pe deșteaptă, adică noi nu ne-am simțit nicio secundă proaste în prezența ei. Pentru că are finețea omului cu adevărat intelectual. Și chiar am ieșit foarte câștigate și noi din experiența asta, pentru că, așa cum ai zis tu, n-am avut nu timp să venim să vizităm Muzeul Zambaccea, ci bun simț să facem asta, dar cu ocazia asta am rămas și noi cu foarte multă informație. Așa că vă pupăm, vă mulțumim că ați fost cu noi în live-ul ăsta. Și promitem că vom merge la muzee și vom face live-uri fără premii, fără nimic, doar ca să vedeți că nu o facem doar acum, așa că am avut această temă. Chiar vom face asta, ok, da? Sigur, da. Mulțumim!